Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-ne din nou la Stupină. Ne aflăm în clipa asta la o familie care ne arată că proiectul, așa cum l-am gândit, merge chiar foarte bine. Deci, dragilor, ce am făcut? Cum bine știți, am tras matca din față, am dus-o în buzunărel. Vrem să-și vedem asta dacă... De unde mi-am dat seama? Pentru că, iată, am măturat cuibul din față, da? Și am constatat că nu mai am deloc larve, nu am nimic. Surpriza mare este că am descoperit boci. Da? Cum era de așteptat, niște boci frumoase. Acum este momentul când selecționăm bocile. Ia. Deci o să alegem bocile cele care ne convin. Vedeți o matcă foarte frumoasă. A lăsat în urmă niște rame perfecte. Da, deci avem boci. Iată aici una. Mai avem și pe partea cealaltă. Vom valorifica bocile acestea. Se văd chiar foarte frumoase. Și în partea cealaltă, și acolo. Spuneam că o matcă valoroasă. Ea acum a lucrat în partea cealaltă, în buzunărel. O să o și vedem îndată. Și în clipa de față, trebuie să intervenim, selectăm bocile, o să punem, te rog, Gigi, pe tine să filmez, așa, ca să pot eu lucra cu, nu apăsa pe butoanele acelea pe acolo, numai atâta, filmez acum, pur și simplu. Ia să vedem dacă e zoom-ul tras, așa, acum, așa, ca să nu aibă, să n-ai dificultăți cu filmarea. Deci, spuneam, dragilor, că vom împărți în două, dăm în două familia de bază, a ecluzionat majoritate, nu avem nicio larvă, niciun nou, n-avea cine să pună asta. Observăm că deja albina ecluzionează, marea parte ecluzionează acum, iată-le, albinuțele care ies acum, au rupt, nu? Și iată, ecluzionează albinuța de aici, așa, pot să o arăți pe ea, deci te apropii și o să o vadă obiectivul chiar pe ea, vezi? Așa. Și spun că marea parte a lor acum ecluzionează, este mult albină tânără aici. Așa, fixă, da? Fără să mișc camera. Matca, în mod sigur, este undeva aici în spate. Ce facem acum? O să punem diafragma cu rama asta, am să o iau să încerc să populez și roința. Deci sunt hotărât să valorifică numai rama asta, o să o punem în roiniță. Luăm o botcă de acolo, o să o decupăm îndată. Și asta e rama pe care încerc să o ducem în roiniță. Deci vedeți exact cum acum populez și roinița. Vom da din față. Vom da în două familia, punem grila dispărțitoare, uitați așa cum procedăm,
la... Ia fa. Pe ghidajul din mijloc, Biostupa are 3 ghidaje. În varianta pentru iernat, dacă avem o familie mai puternică, o lăsăm pe 8 rame și alta pe 3, pe 4 sau în partea cealaltă. Deci avem posibilitatea să folosim ghidajul după nevoile care se impun. Așa că, în momentul de față, băgăm diafragma și avem grijă ca să avem bot și în stânga și în dreapta. Da? Este esențial acest lucru. Aici eu am pus rame, am crezut că matca în față, am extins, dar nu. Matca nu era în față, matca este în buzunare, sigur în buzunare. Și am renunțat la proiectul care îl aveam, am revenit și facem lucrarea care se impune. Dacă nu intervenim acum, boțile sunt aproape decluzionat, iese o matcă, va fi omorâtă de celelalte, că matca de aici nu acceptă și am pierdut proiectul. Deci este momentul când trebuie să intervenim pentru a valorifica și a finaliza proiectul acela care l-am pus cu înmulțirea. Da? Iată și aici avem, dragilor, botcă frumoasă. Deci pe partea asta am deja o botcă. Două. Deci una, două, trei. Trei botci. Ia să văd și pe partea aialaltă. Patru botci. Da? Foarte frumoase. Chiar foarte frumoase. Așa. Așa că procedăm cum am spus. Boțile sunt coapte. Deci dacă nu interveneam astăzi, era prea târziu. Uite, asta ca în curând va ecluziona, da? Ei, deci pentru momentul acesta, parcă pe asta aș pune o roință. Dacă am alta cu două boci să le pun în partea aceea, asta s-o port extra pentru roiniță. Bine, o să o pun și pe asta sus, stă pe jos și albina. Da, deci începem lucrarea. Populăm prima parte aici. Primul compartiment din față. O să punem și grila pe diafragma cu patru ochiuri pe grilă pentru a separa complet fiecare compartiment. Așa. Ia să văd dacă aici am botcă. Dacă nu am, o să iau din cealaltă. Urmărim să avem și puiet la ecluzionare, ca să apară și tineret. Deci aici nu avem botcă. Este o ramă frumoasă, ecluzionează acum, masiv, cum spuneam. Iată, o punem pe asta aici lipită. Venim și cu cealaltă ramă de margine. Putem să punem cam 4 rame pe parte și 4 pe parte. 8 și cu 2, 10, 12 rame au fost. Lăsăm 4 și 4 sau 5 și 5, vedem.
Asta iarăși a incluzionat masiv. Deci o să o lăsăm și pe ea. Nu avem botcă deocamdată, nu? Aici nu avem botcă. Asta ne e clar. Să vedem rama asta, dacă are... am rama cu boți. Excelent. Avem două boți aici. Nu stricăm rama, nu nimic. Le folosim pe asta. Da? Arată, te rog. Deci am găsit. Ceea ce vezi tu și ce vorbesc eu, trebuie să le arăți. Da? Așa. Deci mă gândeam că trebuie să decupez din... Dar nu-i cazul, că am deja rama. De fum trebuia, dar hai să sperăm că ne descurcăm așa, dacă el o să fie drăguț să ne lase. Așa. Venim cu mai aproape de... Așa, mă, de diafragmă, de... diafragma asta despărțitoare. Strângem ramele tot timpul, dragilor, nu lăsăm spațiu între ele, pentru că nu ne mai intră, ne trebuie să imitri exact 6 rame în compartiment acolo. Așa că, ce mai am acolo? Deci mai am o ramă, vine cu 5 și 5, cred că așa face și pune și una. Tot de la el. Luată. O punem 5 și o ramă și o foaie. Vom pune. O să avem 6 și 6. Asta e momentul când separăm fiecare compartiment. Mai avem cam 2 săptămâni până în day. Există timp suficient să se împerecheze măcile, să înceapă să ouă. Ei, dacă reușim să câștigăm 3 mătcuțe, este nemaipomenit, nemaipomenit important. Și acum o să vedeți cum anume pun și roința și cum încerc ca pe timpul culesului latei, cele două măci, visez și eu, cele două măci sunt împerecheate, vor lucra, dar trebuie să le am și spațiu pentru, da, să am și spațiu pentru cules. De aceea o să punem caturile și să lăsăm albina să lucreze, să intre în cat doar pentru un colț. O să vă arăt îndată. Hai. N-am împins destul de mult bine ramele și de ce am un pic greutăți. Dacă am omorât o albinuță acolo și bănuiesc că am omorât o albinuță, s-au adunat ele așa în zona aceea. Da, deci compartimentul ăsta l-am rezolvat. Mergem mai departe. Celălalt compartiment, adică ăsta, în față. Punem rama asta, nu avem boci. E mai aproape, arăt și în interior, ca să vadă lumea cum... Acum, de felul în care filmezi tu, depinde... E șansa al celor care vor viziona să vadă. Deci arătăm tot timpul, mișcăm, ne ducem, auzăm cu colectorul stă acolo în față. Da. Așa. Deci, venim
cu rama asta, care știm bine, care are pe ea boci. Și o să decupăm o parte din boci. Acolo am pus două, nu? Mi-am amintit că era o ramă. Deci avem trei botcuți. Vreau să facem selecție. Adică care ni se pare cea mai frumoasă. Câte sunt aici? Le vedem încă o dată. E o ramă foarte frumoasă, plină cu puiet, gata de ecluzionat, iată, a început să o ecluzioneze. Așa. Am să las pe toate trei. Dincolo am două, aici trei, le las pe toate, că deja am pentru roința, am deja. Uitați, așa facem. Trebuie să ocupăm spațiul complet, că altfel asta e o ramă plină cu miere. Parcă n-aș lăsa-o acolo în clip. Da. O scuturăm și băgăm o ramă la o foaie să crească acolo. Că dacă punem caturile astea, va fi blocat acolo, în cuib. N-are rost. Să mai iau o ramă din partea cealaltă, spun două foi acolo și tot două foi să fie și aici. Nu, dar am o variantă. Pot să folosesc și din albina de aici, din spate. Da, asta va fi ideea. Deci mă duc cu buzunărelul și complet. Astea două le-am spus că las la roiniță. Și acum, dragilor, punem o foaie. Atenție multă! Dacă foile nu sunt corect, deci băgată și aici bine, altfel, în partea asta, dacă nu am canalul acela, cât ar fi sârma de sus, tot poate să curgă. Da? Și nu-i bine. Deci ramele făcute de viorel prezintă acest canal la îngropatul sârmii. Este esențial să nu îngropăm prea mult, să taie fagurile, că altfel s-au terminat. Da? Facem asta electric, până când vedem că apare sârma pe partea cealaltă. Nu trebuie să fie tăiată. Atenție mult, nu trebuie să fie tăiată. Deci, haideți să vedem în continuare ce operații facem. O să
iau de aici și aici o să pun furi. A crescut. N-am o plantă, nu știu exact ce este aici. Așa. Hai să luăm rama asta a doua. Curios să fi întâmplat ceva cu matca și să fiu pus în situația de a pune și aici o botcă. Da? Deci în condițiile astea. Eu sper să fie matca aici. N-are cum să nu fie. Așa, așa a fost. Da, iată. Deci matca a fost izolată, trasă în spate. Iată aici. PJ. Așa, așa. Deci, tu trebuie să vezi pe ecran. Asta este matca. Ficile ei sunt aici, deci a fost tras în spate. Acum a lucrat în zona asta, s-a pierdut contactul cu matca de bază, nu? Și acolo în față au dat drumul la bosci. Ne-ați văzut? Este ideea excelentă. Acum putem să luăm o ramă de aici, cum am văzut-o. Deci o ramă cu larve. Așa. Larve în creștere. O punem în față. Așa. Și vom completa-o cu două foi. Aici punem tot foi. Una va fi asta. Și o altă foaie. Ca să ne iese jocul, să putem pune grila. Să putem diafragma cu patru ochiuri. Iată. Tragem ușor și... Deci... poți construi făgurelul. Ia să vedem dacă matca a ajuns. Da, sunt câteva ouă proaspete pe aici. Sunt macelule de trântor. Dar între timp matca, neajungând masiv acolo să rezolve treaba, a pus miere aici. Așa că o să procedăm în felul următor. Să lăsăm un pic jos. Îmi fac spațiu pentru a reuși să punem grila. Să punem diafragma cu patru ochiuri. Tu te uiți numai prin cameră. Deci nu te uiți pe de lângă cameră, pentru că trebuie să le arătăm oamenilor lucrul ăsta. Și tot ce vorbesc trebuie și arătat. Deci arătăm acolo cum stă albina, da? Aici. Grila este ocupată acum de albine, trebuie să o suflăm un pic. Are fumul ăla mai mers, nu trebuie. Era pe acolo cândva.
asta e cel mai pur aer pe care îl poți inhala. Da, ceea ce am făcut-o acum suflând. Deci acum producem izolarea completă. Familie de bază de buzunărați de matca mama. Dacă până acum n-am avut interes să o fac, pentru că iată dacă buzunează mărcuțile, ele trebuie să fie singuri în compartimentul respectiv. Da? Deci ochiurile sunt închise. Acum închise vor fi și ele de miros, totul este închis, pentru că nu ne interesează să comunice. Nu avem dintr-un somat, că nu avem, nu? Și acum tragem ramele ușor. Să punem mai întâi, punem și hrănitorul, pentru că, dragilor, femeile din față, femeile de varroa, nu au nicio altă șansă în perioada asta. Până apar mărcile, ele vor încerca să ajungă în partea asta. Dacă aș lăsa mirosul, poate pe acolo mai trece. Dar nebunite de șansa pe care o au în partea asaltă, în compartimentul acesta, vor încerca să treacă pe acolo, să, pe jos, să cațere, să vadă ce... Ei, și atunci riscul mare este să cadă în tăviță. Deci, eventual, dacă sunt femeile varroa, până astăzi, cele care au ecluzionat, au avut drum liber să vină încoace. Da? Deci au avut drum liber să vină la larve. La larvele, chiar și de albinuțe, da? E, deci acolo s-a făcut o deparazitare. Da? S-a făcut, dacă au fost familii de... Dacă au fost femele, s-a făcut o deparazitare. În condițiile acestea, cât mai este puietul de ecluzionat acum, poate să mai existe femeile dacă există infestare și ele vor încerca să plece, să vadă cum să ies, să ajungă încoace, că mirosul e foarte puternic de larve, unde au șanse să mulțească. Așa. Și rama asta la altă. Ia să vedem cum arată rama aici. Este cu puiet căpăcit asta. Eu când am izolat-o atunci, nu avea nimic pe rame goale. Acum vedem, are 2-3 rame. Una cu puiet căpăcit, două cu larve. Și a treia pe care o punem cu hrană. Aici. Singura obligație a familiei din față, în perioada asta, singura obligație este să asigure împerecherea mărcii, fiecare compartiment. Da? Deci nu au larve la crescut, e doică care stă degeaba. Și acum completăm cu două foi. Nu lăsăm spațiu liber pentru că... Da, nu o să le pun chiar amândouă una lângă alta, ci trag ușor
ca să le pun intercalate. De regulă foaia o punem lângă larve, că ea l-a crescut foarte repede. Dar aici nu avem așa ceva. O să... Sper să o crească tot pentru puiet, pentru că ele vor fi, având matca care, mă rog, va ieși în curând la împerechere, vor fi interesate să aibă spațiu pentru creșterea puietului. Da? Deci așa, celulele vor fi celule drepte, corecte. Da? Pentru albine. Ei, cam asta este lucrarea. N-am echilibrat-o eu chiar bine, însă am luat o ramă cu larve din spate, am pus-o aici, avem boci și într-o parte și în cealaltă, deci treaba este perfectă. Acum, dragilor, deci am pus grila aici, am pus, am pus pe asta, punem avem albine în carte care urca, cam multe, o să supărăm aici. Iată cum procedăm mai departe. Da, punem... Deci fixăm folia. Albina nu mai trebuie să treacă dintr-un compartiment în celălalt. Mărcile numai care vor ieși nu au voie să treacă. Și pentru a comunica cu caturile, o să lăsăm un spațiu mic într-o parte și în cealaltă, ca să urci în cat. Uitați așa. Și acum, aici, vom lăsa un ochi cam așa, încât albina se poate urca în cat. Și în partea asta. Deci asta de aici va urca pe colțul acesta și cealaltă pe colțul celălalt. În clipa în care va fi cules, să zicem, și la tei vom avea mărți pe care visăm la momentul acesta. Intră și acolo. Și trebuie să am două caturi puse pentru că roinița e cam întreagă, da?
situație este o... Și acum punem cele două rame în găiniță. Nu ne facem probleme. Albină 2 cât foarte multă. Adică vom avea albină suficient de multă ca să să fie bine populat. Nu? Tot ce ies acum va pleca albina bătrână. Se duce jos. Dar doica, adică albina care ecluzionează, nu știi să pleci. Ea rămâne aici. Așa se populează. Cu albină, cu albină, să spunem, cu rama, cu puiet, gata de ecluzionare. Asta este, asta e regula. Și asta, aici avem boțile pe care o să le valorificăm. Deci avem aici, la îndemână, mai multe boci. Eventual, populăm alte, un înmulțitor. Trei aici. Trei. Da, și mai avem și partea asta. Vreau... 3, 4, 5, 6, pe acolo. Da, avem destule. Dar dacă nu suntem atenți, prima care iese, le roade pe celelalte. Da? Deci trebuie să fim atenți cu chestia asta. Și să dăm rampa de zbor. Deschidem rampa de zbor și în clipa asta am populat și roința. Deci sunt șanse, teoretic, să avem aici o mătcuță, în față două, ele pot să lucreze, să ducă în cat, le-am lăsat și fereastra aceea, nu măcile. Măcile vor rămâne în compartimentul lor. Da. Albina care va fi, va apare, va putea să ducă, urca în cat. Va putea să urce în cat, sigur că da. Da, deci asta este povestea, dragilor, și ele vor lucra, albina din cele două compartimente. Eu visez la momentul acela în care amândouă măcile tinere ouă și văd de treabă și trimit albina sus în compartimentul, în cat, prin cele două ochiuri care le-am lăsat. Riscul de a trece albina pe acolo, de a trece matca, e mic, pentru că folia e pe toată suprafața și doar acolo, ca și cum ar fi urdinișul. Ea când ajunge, dă cu nasul de folie, se întoarce, nu o fi atât de frământată să treacă asta pe aici și cealaltă pe acolo, pe partea asta, să zândălească. Sper să nu fie așa. Asta este povestea pe care am vrut să vă arăt. Aceea de valorificare a bocilor respective. După ce am tras, le insistă că la, după ce am tras matca din corpul de bază în buzunărel, ea a lucrat numai aici. În față acolo s-a intrat în panică, au rămas fără matcă, controlul, contactul cu matca de bază n-a mai fost. Am văzut că s-au tras boci frumoase, încât cele două compartimente le-am pus la fiecare câte două sau trei boci. Am populat și roința în același timp. Deci o lucrare extraordinar de frumoasă și interesantă. Așteptăm cu nerăbdare să vedem momentul când intră pe rampa de zbor albină și o vedem cu polen. Atunci când intră cu polen, este semn că măcile s-au împerecheat. Da. Da? Atunci ne dăm seama că sunt măcile împerecheate. Altfel, dacă nu se întâmplă asta, va trebui să intervenim, să mai băgăm noi o altă botcă de undeva, să mai încercăm o tentativă. Dacă tu acasă ai un singur biostup, dragule, și Mihai, de la Iași, ceilalți care merg pe tehnologia asta. Deci, în condițiile în care au ratat, nu s-au împierecat maca, a fost mâncată de o pasăre, ceva s-a întâmplat, atunci mai trebuie intervenit din nou cu altă botcă și preluat procesul. Nu uitați că aveți tot timpul maca de bază, aici care o în compartimentul acesta și puteți folosi ouă proaspete să băgăm din nou la crescut boci. Da?
ori băgăm aici în Roiință, ori dincolo, depinde acum unde nu s-a împrins matca. Și facem din nou boți la nivel de om. Așadar, dragilor, asta a fost ideea. Mă bucur că am avut ocazia să vă arăt concret cum anume procedez pentru a obține, iată, imediat după salcâm, pentru a obține două sau chiar trei mătcuți. La revedere, pe curând! Așa, apăsăm butonul ăsta.